Să-i urăm, cum tot facem an de an la Consiliul Județean și sub geam la prefectură zicem iar o urătură. Stați puțin și lumânați, lângă voi vă alăturați și priviți într-o mirare către noua guvernare. Către noua guvernare numită de un președinte minun la cele sfinte, care și-a tras multe spații cu banii din meditații, chiar și vreo câteva case cochete și arătoase, izvoare de euroi, pentru el, nu pentru noi. Dar justiția atentă, sunau-mă din clopoțe, dar justiția atentă, când și când independentă, i-a tipuit șmecheria, povedind excrocheria. Cum falsifica în scrisuri, recurgând la compromisuri. Cum la noi orice se poate, profitând din unitate, și-a șoptit discret în palmă. Să pună capăt la vrajă, iar drama din colectiv l-a făcut factor activ, gândind că nu ar fi rău să-și tragă guvernul său. A dat semn la tehnocrați, pe un cioloș reputați, pe afară parasutați, Bruxelului deputați. Totul fiind pregătit, că vărugul s-a pornit pe Facebook și internet, pregătindu-se discret, ca în stradă să fie scoși, tineri liberi și frumoși. Mânați-vă! Tineri liberi și frumoși care stricau că din țară partidele se dispară și-au provocat infernul coborând rapid guvernul, dar n-au chipuit momentul de a dizolva parlamentul. Și-apoi iar manipulați de ONG-uri resetați, s-au retras cu hărnicie, se face în veselie, banii cinstit câștigați, de pe la Soros donați. Mânați-vă! Iarăși m-am lăsat mințit, înșelați și păcăliți, privind mântra Românie, cum devine colonie. Vom lua pușca și calul, în galop vom trece dealul și-om purcede în haiducie, da pe vremuri, băi pădie. Vom vâna toți șarlatanii care în bună fură banii, bătându-și joc de popor, produșindu-și munga lor. Bravo! Vedem cum după mulți ani verde-verde șmecherani s-au instalat la putere, fămeziți să facă avere. Toți mințind din calea afară, au mult piața țărișoară, furând-o cât au putut, nici o jenă n-au avut. Ei și-au adunat averi, ajunși din tarici trăieri, ne dau lecții de morală, analfabeți fără școală. Toți miticii, toți cușații, sunt fruntașii astrii nații. Ei au case minișoare, multe hoteluri la mare, terenuri intravilane, mitutișuri și merțane și alte proprietăți prin cele străinătăți. De aceea la noi în țară bucuriei tot mai rară, mulți ducând-o foarte greu, imploră de Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt cu dreptate pe pământ, iar justiția cerească în țară să legiuiască. Și atunci, sigur, toți magnații, corupții, chiar magistrații, exploci miliardari, șantajiștii și șpăgarii, cu deasila adunați în temnițe de legați, își vor ispăși păcatul, biciuiți de necuratul. Trageți foc!
comme des DJ. Nous Troisième prix, je vous fais pour j'ajoute la préfecture. À Pontoir, Aléatoire, représente un territoire où vous faites nous des démocrates. Depuis nous, mais à Boulat. Et, d'un bravo, notre préfet, pour une vie perfecte, je vous ai déjà investi. Caïtine, le ministre, privé de la nature, je s'entende. Mulțime. Este un bun guvernator, străduindu-se de zon, legile să se respecte, iar măsurile corecte să se aplice foarte bine, cum spuneam, de la înălțime. O urare, da, dar trebuie să urăm de tu, domnul prefect, că o văit puternic, da? Și tragem-o, domnul prefect! O urare cu efect, și pentru domn subprefect, un specialist select, nu-i chiar tânăr, mai fâșneț și aleargă prin județ, implicându-se activ, rezolvând operativ problemele complicate ce se cer soluționate. Urăm de lângă presură pentru toți din prefectură, directori și secretari, pentru șefii mici și mari, pentru doamne bunișoare, contabile, secretare, urați cât puteți de tare! Ei, măi flăcări, măi urători, care v-ați trezit în sori, voi haiduci și călăreți, harnici, voi mici, mișteți, dacă vreți cumva un ban, tot consiliul județean poate face la concret o caurică în buget. Dar ca să vă luați arginții, urați vicepreședinți. Acum, la sfârșit de an, curăm pe doamna Alcan, cea mai tare PSD-istă, se poartă ca o artistă. E veselă și sprințară cu mersul de căprioară. Conduce cu ispusință și chiar cu multă știință serviciile prinse în plan din Consiliul Județean. Peste tot e respectată, e bărbați apreciată. Pentru anul care vine îi dorim cât mai mult bine și credem că el e vânt să vedem în Parlament. În dacă tot cinstim rachiu, ne apropiem de Emanoliu. Și luăm cu toți aminte că-i prap vicepreședinte. Păi atunci cu mintea trează, cu șeful colaborează și orice problemă are, îi găsește rezolvare. Îi urăm pentru anul să nu se înalțe troian, iar pe drumuri în județ să nu prea fie nămeți. Iar de aceasta să-i priască, mai mult să se odihnească, iar vinul să se înnăsprească. Trageți brada prin zăpadă, să fie curat pe stradă, și în coroadă românească, la noi să nu vi spălească. Mânească! Ei, și acum pruhul lângă scară, că ajungem la secretară. Spuneți-vă bine, Franca, când urați pe Soroceanca. A rămas aceeași divă, inteligentă, activă, cum era și acum un an în Consiliul Județean. Și la anul să vecheze, dură, să-i supravegheze, să supravegheze cum ajung consilierii pe rând în sfera puteri. În ce aur, agamani, pentru o lună sau trei ani, Soroceanca divă dură, îi înhațe de centură și îi aruncă în penibil cu marca incompatibil. Trageți roata, băi, băgări, pe Soroceanca, băi, bravo! A trecut mai mult un an în Consiliul Județean, e condus de Iacobani. Români verde, orcoman, încercat cu
dacă sunt curcala aia cu banii tăi indemnizația. Trageți brațul încă o dată! Cred că Soroceanga... Soroceanga cum nu... S-a apropat un lucru, nu știu ce. Deci manifestă așa, dar și multă bunătate, echilibru, toleranță, iar în ultimă instanță a semărat armonie și multă prietenie. Îi dorim victorii multe, bineînțeles că va iacuba, subalternii să-l asculte, iar Consiliul să-l urmeze, proiectele să-i puteze. Și în anul care vine, să-i meargă extrem de bine. La alegeri, la locale, fără surle și sandale, să alerge voios prin țar și în Piatra Neamț, primar! Mâneați, iar întreg un EPR-ul, care a dus și duce greu. Nu va convine celor de la PSD, știi mă treabă? Ești celor de la PNL, da. Dar pe soliniță să să-i treabă. Iar întreg un EPR-ul, care a dus și duce greu, să câștige la locale bătării electorale. Cu candidați exemplari, oameni vorbești, gospodari, neîncadrați în criterii ca în partidele imperii. Iuhu! Fără a ciunti libertatea, respectând integritatea, trageți roata înainte pentru al nostru președinte. Acum, la sfârșit de an, Consiliului Județean, celor mai mari gospodari, oameni cu răspunderi mari, roșul cu dracu urează. Să vecheați cu mintea trează, județul să înflorească, pe pomul să vă iubească. Fiți prezenți, penetreze, lumea să vă aprecieze, mai îndulciți sărăcia și eradicați hoția. Reconsiderați cultura, sprijiniți agricultura. Nu uitați învățământul și de o să vă țină sfântul, investiți în sănătate, e mai scumpă decât toate. Stimulați specialiștii și vă prețuiți artiștii. Nu neglijați ziariștii. Ei vă urcă, vă coboară de pe cea mai înaltă scară. Cereți legi să-i protejeze, în liniște să lucreze. Nu împovoiați de spate să atragă publicitate. Apoi, în al lor înscrisuri, vor fi numai compromisuri. Articole ca pe bandă concepute la comandă. Retați-le demnitatea, nu le îngrădiți libertatea, nu le retesați avântul, schirodindu-le cuvântul. Lăsați-i să trecotească, lumea să se înfrădenească. Ascultați-i și cântați. Sunt ucizi și știu ce fac. Privesc doar spre viitor și imisuie următor. Îi arde un scor sfânt și urește un legământ. Te-a rostit doar adevărul până când le bade părul. Până le tremură cu greu și îi doinește greu. Până-ți, bă! Trageți fraza încă o dată, fără presă confiscată. Trageți roata pe plăcări și sunați din rugări! Moșul ar vrea, ca pe arul, să vă crească în timp de banul cum crește în grădini postatul. Și s-a durat pe îndereche, chiar până câteva bugete, domn puștajele cu cetării. Și o să aveți pe îndestimate banii pentru sănătate, asiguri, orterinate, salarii la bugetari, sprijin la pensionari. Iar că rămânea acum mai, mai dați ceva și la care. Cum ați dat și în acest an, când am pus bani lângă bani,
desfășurând competiții la Piatra Neamț cu tradiții, excelent organizate, unanim apreciate. Dar bazei de peste vale, excrocii îi dau târcoare. Ca în ultimii 5 ani, niște hoți și șarlatani, banditești au lucrat până au scos-o la nezat. Se va împlini gândul lor la faștele faimului. Bravo! Prin baza de pălărie, Dumnezeu să nu-i mai fie, să ajungă alt cavarul, să le cadă mădularul, limba să le putrezească, să aibă mersul de proastă și de-o ajunge la mal, să moară strivit de cal. Trageți fraze cât mai dese ca să avem multe succese. An de an, an de an rândul ne-am luptat, orașul l-am promovat și județul nostru în lume, făcându-ne o renume. Când pregăteam cu vitală aici Cupa Mondială, încă de atunci tropa, tropa am intrat în Europa. Când veneau la noi francezii, rușii, turcii și englezii, bulgarii, italienii, grecii și ucraineni, noi, cei de la pălărie, în toată lumea ne știe, n-am cedat, nu vom ceda, într-una ne vom lupta, până când vom avea parte și noi de sfânta dreptate. Chiar de moșul în putere, se apropie de încheiere, a făcut cea de-a umbra, Consiliului Județean, și la întreaga prefectură o urare pe măsură. Iar acum, în final, și de zon, și de pe cal, o urăm greșit pe joc și spor, față lungă tuturor, iar la urmă care vine, să vă dea Dumnezeu bine. Bogăție în